Vă salut, uite, Băulești. Sunt aici cu, da, cu domnul Popescu de la Băulești. Din ce an aveți dumneavoastră tot? I-am din 63. În 63. Și câți ani aveți acum? Acum am plecat pe 90 de ani. În 14 decembrie am împlinit 89 și am plecat pe 90. 90 de ani. Și încă mai țineți tot și acum? Nu pot să mă las de ei. Nu pot să mă las de ei. Am vândut într-un an când aveam 100. Într-o zi am vândut 60 de familii. Dar dă stupi așa, acolo. Ce puteți să spuneți? Că apicultorii o să vadă ce filmez eu acum. Da. Înainte să intra cu familii mai puternice în iarnă față de acum, în ultimii ani? Să și sirop ca lumea că să ai familie. Păi și acum dă lumea sirop. Ce? Da, dar însă ce se întâmplă de pe spol și că s-a scumpit și zahărul și nu mai rentabil. Acum chiar dacă ai familie, uite, duci într-un și rămâi fără ei. Da. Rămâi fără albine. Că uite, băiatul ăsta a găsit 8-2 anul trecut. O dată 4, o dată 4, ce nu mai merge. Ce-i dar mai înainte la floarea soarelui făceați două extracții? Da, 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 aveam și mâncare pentru ei, pentru iarnă. Rămânea și mâncare în ei? Da, rămânea și mâncare și îi mai dădeam eu completare de rană care n-aveai, dădeam. Și acum, de exemplu, când ați avut la floarea soarelui, ați mai extras o dată măcar sau? Am extras de două ori o dată acasă, dar tot de asta ca îndemană, e neagră. Un ciorbar, dacă pui în aia amestecat, o am de urmă, o face neagră, neagră. Deci n-a fost de la floarea soarelui, a fost ciuline sau altceva. Nu, am înțeles că de la ciulin cel mai mult. Da, da, da. Da, de la ciulin. Da, i-am avut acolo, le-am dat câte... Dar m-a costat mult, nu se merită, și drumul până acolo. Am taxat o mașină de la vitrioara de sus, că mă cunosc cu un băiat care știe să ia încureze bine, are o insolență. De asta mi-a pus pe tot. Am avut 40 de bucăți. Dar însă știe să se are și el sub. I-am dat 11 milioane lui duș întors. Am dat 8 milioane acolo la 4 băieți care e la tură. Le-am dat la fiecare câte 2 milioane ca să nu-mi fure stupii, că tot de la ei a luat lui ăla. Dar, de exemplu, cu ce mai tratați? Că înainte era de câva rachetul, acum cu ce-i tratați? Am dat și de ăsta de la sârbi. Și mai a venit băiatul ăsta cam și a apărat de la cu și-a luat și el, dar da fumul ăla. Adică, până la urmă tot va rachetul rămâne. Da, am dat va rachet și da, am un stupar. Dar secretul totuși nu vrea să-l spună, că înveți până mor. Da. Eu am ascultat pe toată lumea în viața mea, dar am luat ce mi-a convenit. Înțeleg că fiecare a învățat meserie în felul lui. Da, da. Dar l-am păstat, el n-a scos, a zis că a scos la salcâmanul ăsta, dar mă mir, nu știu de ce a scos. Pentru că majoritatea n-au scos. Nu prea a fost, pe zona noastră nu s-a scos. Da, nu e numai de zonă, că eu i-am mai dus la Bărbilău aici, la Vlădești. Am acolo, la o grădină mare, care îi duc de ani de zile, acolo la Salcâm 2. Sau la Salcâm 1 acasă, la Salcâm 2. Da, am meredat cu 2 ani, că n-ați a vândut-o. Dat Salcâmul, dar un pământ o cu 2 ani. Aha. Am avut stupii buni. Vreau să mai vă întreb, Dar eu l-am dat scump salcâmul, ca să nu, ca așa era terminat, de-aia mai am venit. Vreau să vă zic de puietul văros. Ce tratament știți la puietul văros când la apare? La puietul văros n-a mers prea mare lucru, deci să-i strângi cuibul mai mult și bulgăre de var. Var ne stins în colțuri, așa pe la sub, am mai băgat. Adică și în timpul verii, dacă e? Da, 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 am băgat bulgăre de sub, ăsta, că mai am avut și eu cu puiet văros, până la urmă dispare când stupul se împuternicește bine. Am înțeles. Da, ai 60 de sub, 60 de familii, ești tânăr, ești și normal. Dar unde ai făcut pastoral? Tot pace în zonă, nu mă duc pe departe. Nu te-ai dus. Da. Da. Deci nu vă deranjează, eu o să pun și arăt la apicultori, că noi da, ne mai uităm. Da, am înțeles, da? Băiatul ăsta aseară a venit la mine și
și s-a mai uitat la câțiva că le-am pus niște miere deasupra. Anul trecut n-a dat, a fost la noi aici la pizza, dar n-a dat anul trecut. N-am spus decât două gălete, decât două șuturi. A, și le-a spus niște turte de miere deasupra. Și acum le-am pus la toți câte o turte deasupra. Cam lăbuți, i-am și câțiva bun, dar n-a urcat la cat și n-am avut decât. El mă obligă pe mine să pui sitele alea, le-am dat jos pe toate, că îmi pusese în sită, știi? Gratie Hahnemann sau gratie, ce? Da, pusese în gratie, că el are ramă întreagă și sus și jos. Da. Dar n-am... Da. Are și servici cu libertate, dar în orice caz. Și acum îi cere unii familii, dar vine și nu vrea să le mai dea fără 7 milioane. 7 milioane familia, a? Da, 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 fără cutie. Dar cine mai face cutii, mă, acum? Cutii? Eu, da, am comandat la ăla care are magazinul în Ploiești, avea la Buda acolo, da. Dar n-are meseriași. Dacă vă dau eu un număr de telefon la un băiat care face. Da? Da. Vă le face la gata. Nu da. Știu prețul, vorbiți cu el. Da, unde și-a? De la Nehoiu. A, vi le aduce, vi le aduce ei acasă. Păi da, pot să-l sun pe el acolo să-mi... Da, că-l sun acum dacă vreți. Da? Da. Deci m-am întâlnit cu Nea Popescu, care cât a zis că are, mă, peste 90 de ani. Deci eu când eram copil, de aveam vreo 10 ani, 11 ani, cumpăram miere de la el. Vă dați seama? Deci el este apicultor de când eram eu mic, măi, apicultor. Ce ai, bă, tata? Are 50 de ani? Ce 50 de ani? Cred că are peste 50 de ani de apicultură. Dar n-arată de 90 de ani. Da. L-am întrebat și de puietvoros și a zis că el, când a mai avut puietvoros, a pus bulgăr de var. Deci exact după cartea apicolă, exact cum scrie în cartea apicolă. Înseamnă că varul totuși dezinfectează, frate. Vederea bună, nu poartă ochelari. Vedeți ce înseamnă, mă, să fii apicultor de 50 de ani? Consum produse apicole, trăiești mult. Da? Și încă merge la târguri, vinde miere. Deci târgurile le face de pe 50 de ani, le face. Eu de când eram copilul știu la târg. Deci se poate. Da. Dar a zis că are și a stupican slabi. Adică a observat de la an la an că scade albina. Adică n-are ce să-i facă. A observat treaba asta de mulți ani, nu de acum. De la floarea soarelui îi aduce slabi acasă. A zis că îi duce la floarea soarelui și de obicei bagă miere după la ciulin, de la altceva, dar de la floare nu prea mai bagă. Că își dă seama după culoarea ei. Deci că vine cu mierea acasă mai închis așa la culoare, în loc să vină cu mierea galbenă cum e de la floarea soarelui. Da. Cred că e cel mai bătrân apicultor din zona de la noi. Nu l-am întrebat de la l-am întrebat parcă sau nu de la câți ani face apicultură. Să mă uit și eu pe filmare, că n-am reținut. Dar dacă s-o fi ocupat după la 30 de ani, vă dați seama, are 60 de ani de apicultură, tată. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine. L-am întrebat dacă pot să pun filmarea și a zis că nu-i problemă. Așa că o punem publică.